Târgoviște are în momentul de față două echipe calificate în semifinalele competiției interne, la basket și la volei feminin, performanță cu care nu se pot mândri multe cluburi din România. La nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște vreau să spun că am făcut eforturi deosebite pentru a ne onora obligațiile financiare asumate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște. Eu cred că am reușit în mare măsură să detensionăm puțin lucrurile care la un moment dat, din cauza unei lipse de comunicare, în primul rând, spun eu, erau puțin mai tensionate. În acest context, dar și având în vedere, repet, parcursul foarte bun pe care echipele l-au avut în acest sezon, în acest weekend aștept și așteptăm cu toții o performanță remarcabilă din partea fetelor. Avem trei meciuri, da? Deosebit de importante în weekend, două ale echipei de volei și un meci al echipei de basket. Vom avea pe parchetul din sala polivalentă Știința Bacău, care este echipa campioană antitră la volei. De asemenea, vom avea ICIM Arad, vicecampioană, și vom avea, bineînțeles, cele două echipe din municipiul Târgoviște, care în acest sezon, iată, au ajuns în semifinale, în competițiile interne, fiind o mândrie deosebită pentru municipiul Târgoviște și pentru noi ca și administrație publică locală. Sunt convins că așa se va întâmpla. Și atașament față de culorile clubului. Sunt convins că așa se va întâmpla. Domnule Mozieru, care credeți că este mai aproape de finală, echipa de basket sau echipa de volei? Aproape de finală sunt amândouă dacă joacă semifinale. Dacă mă întrebați care sunt șansele, aș spune că mai mari șanse le au cei de la basket. Acum noi ne așteptăm ca... A fost o întrebare nedreaptă, cred eu. Nu, ai picat într-o capcană.